scaunul mie. Hei, băi, era ea, mă, după ce-am făcut. Hei, Napoiulean, hei. Bravo. Bravo. Urso. Câți ani are acum? Are 4 ani. Urso. Cum îl cheamă? Cum ai spus că îl cheamă? Și câți ani are? 10. Ai spus că e un câine mai special. Da, foarte special. Nu s-aruncă tare pur. Nu. Important să nu le ieși muște, să le sperie, să... Da, foarte important. Trebuie să fie exact cum e om. Ai spus că pe Bulbuc l-ai luat de la cineva. Da. Hai, Bulbuc. Oare de ce a fost așa? De ce așa mai speriat? A fost bătut, a fost înfricat. A, și tu l-ai luat de acolo și că... Eu l-am luat să încerc să-l obișnuiesc. Hai, Bulbuc. Hai. Bulbuc. Hey.
atâta urlau când le adunam din mărchea. O chestie, iarba tăuriștea, taurul de oi, unde este tăurit, când nu e vreme frumoasă, e soare, e vreme frumoasă, aia o mănâncă. Când plouă, aia nu mai o mănâncă, pentru că de gage o miros. Și aia nu mai o face. Când e uscată iarba, aia o mănâncă. Așa, asta deci, chestia. Iarba unde este tăurită, aici se vede că e verde mai da, închis. E verde mai acum mai e dulce mai dacă e uscată. Acum e dulce, cea mai dulce. Are putere. Are o putere de îngrășământ natural, ea crește, dar când plouă, nu mai așa are miros. Are miros. Și o frecă în cicior, ia și sar. Că așa se așează sara de... Dar uite-te aici, uite-te cum pasă aici, unde... Da. Că nu se văd iarbă imediat. Da.
am zis. Slobozul e acolo. La toate pisituri de fără. Vezi la care mere. Care e mai bună? Dar mama animalul știe. Am avut acasă, acolo în saiban, în spate, 18 mieluțe. Și două oi cu miei. Și una o fă bolnavă. Și am lăsat-o acolo priponită în găsaivan, într-o noapte. Și a venit ceva și s-a băgat acolo la miei. Și oaia aia care a fost acolo afară, a venit la noi în curte acolo și am adus-o din casă. Și am ieșit să vedem ce probleme avem. Când am ieșit, am văzut că ceva se aude, o bătucă, nișa mărți acolo în saivan și ceva a intrat și a omorât mielutul. Au rămas numai doar două mii. Toate mielile? Toate, au rămas numai doar două și o capră. Le-o rup la gât toate, și... Oare ce-o putut fi? Câini? Ceva șacali. Șacali. Au constatat ăștia de la filială că ceva șacali a intrat. Și v-au despăgubit? Nu, cu nimic. Zero. Nici o despăgubire. Destul de rău, o pagubă mare. Pagubă foarte mare, fost aproape de ani mielutele, că era toamnă. Și nu le-au mâncat, numai le-au omorât? Numai le-au omorât. Toate le-au omorât. Numai o singură, una singură am putut o salva, care nu a fost așa de grav, și am chemat doctorul și încă e în viață și acum. Una singură a rămas. Restul s-a dus. Și a rămas numai căprița și eduța, că s-a ascuns acolo sub corțuie, cum zicem noi. S-a băgat acolo și a rămas în viață. Este mâncare bună aici, Marcel. Este mâncare și mai foarte, foarte mult. O să trăiască bine oițele aici. O să trăiască foarte bine, sper. Gata, și mi-e ta. Petrea 4 capri și 6. Ar trebui să avem 3-6. Hai, da, tati, Alex, să te chiobu.
Urs, e lupul la voi. Nu, nu-i voie. Nu-i voie. Stai cu minte. Lisa. Mergi. Mergi acolo. A umblat după câine. Tu știi la noi. A umblat după câine, Buisa. Să poate. Dar putea întâmpla să umble. Bate noaptea. Azi noapte noapte nu-mi bătu. Ăștia doi. Asta poate numai cam pe, când e pe sigur. S-ar putea să bacă, pe sigur numai. Dar noapte zici că a fost ceva? Pe de departe. Pe de departe? Pe de departe. Și au început să urle câinii. Ăștia doi, pe departe, în sfârșitul cu la ura. E păcățana legată din jos de staură. Și când urlă câinii, înseamnă că li frică. E ceva. Simt. E atunci simt. Uite, tu cum suflă vântul și cât e frig. Vremea asta, în mijlocul lui mai să fie așa frig. Acum mai. Ar trebui să fie mai cald. Acum mai cald în februarie. Ia scădea un pic lăptucul, dar și-o reveni. Cam reveni iară. Oile erau culcate aici pe panta asta de sus. Deci așa s-a hotărât toți ca să oile să dormă liber. Să dormă liber. Nu s-a întâmplat, nu s-a trecut. Nu a început nimic, absolut. S-a speriat. A venit de grămadă aici, odată. Și nu a fost nimic. Când a venit la două ore, le-a rupt în două până aici la drum. Hai de mie. La ce oră a fost, nu știi? Târziu, după miezul nopții. A fost. De-abia le-am adunat, le-am strâns tot la altă tăcere. Și atunci au prins una și au omorât-o. Aceea a scos-o câinii. Câinii salvat-o pe aceea una. Dar v-ați dat seama că a fost ceva sau numai pe dimineață când... Pe dimineață? Au... Le-am dat seama atunci, dar noaptea nu vezi, n-am avut lanterne. Da. A, n-ați avut. Nu. Și n-ați văzut dacă l-a făcut ceva pagubă? După dimineață am văzut. Câinii cum s-au comportat? Nu s-a comportat ei, într-o rădău destul de bine. Aceea o scos-o câine. Poate nici nu au fost învățați ei, știi? Nu știu ăștia de lup. Mă de acum dacă o învăța. Lup să zice că a fost. Lup. Dar nu pe unul, pe cam trei. Ai de mine, asta nu-i bine. Deci, că nu a rămas, ce-a rămas de ea? Numai capul. Urechile au mâncat-o în totalitate. O bucată de cheale să-i găsesc pe undeva, nicări. Flămânz au putut fi? Flămânz. Plămânz a fost. Și ce-o mai încercat de atunci? În dosară. O vine pe aici, vorbim și mi-a furat lanterna atunci. Am să văd cât bate. Și când am întâlnit, exact cu ochii lui. S-a întors și s-a dus. M-am dus acolo pe drept, s-a luat și s-a dus. Pus de încolo. S-a dus până la drumul de pământ. Când am la drumul de pământ, s-a întors înapoi și s-a uitat la mine. Cum ți s-a părut așa? Mare? E mare. La, așa, la prima vedere, e mare. Mare. E mare, oricum e mare. Asta că vreau să completez, că mulți zic aici că ar fi ceva lup mai negri. Oricum e lupul. Ori noaptea e cam greu de distins. Ai, au văzut ziua cineva. Ziua. Bine, ele îi schimbă. Da, poate că are mai negru la culoare, dar păstă pare e mai sur. Mai sur, mai cât alb. Mai sur, un pic așa. Și Coda și-o trage după el, se vede care e lup și care e șacal sau altceva. El tot timpul Coda și-o trage după el, nu și-o ridică sus. Ca mai trage un motoroi. Și două oi au prins. Două. E avut foarte bună grijă. Vezi că aici nu s-a așteptat nimeni, hăpta lângă drum, a mai fost acum anul trecut odată, dar nu a mai fost toată vara. Că aici umblă mașini. Pot umbla, că n-au iubă de mașini. N-au iubai? N-au iubai. Nu-i interesează gălăgia, luminile? Nu. Aici am pus niște lămdeala solare, până stauri, mai vedem. Dar mie tale, de când umbli, ai mai avut pagube așa, cu lupul? Am avut, dar nu aici. În alte părți am avut. Spune-mi o întâmplare așa care te-o... A fost când am scos o capră din gura lupului. Dar unul m-a dat după el și era o vale, ca un mal așa, cam la un metru și ceva. Și pe de altă parte a lăsat capra. A venit altul și mi-a luat-o.
Dar mi-am dat seama că fodoi după cât am mâncat-o, nu m-am capul și schinare, a doar mă zie. Ca și la oaia asta, dar cum să o mănânci așa de tare? E flământ. Și când îți doi, trei, o mănâncă în totalitate, cu oasă cu tot. Cățelași aici, lăsa nimărui, o lăsa cineva aici pe drum undeva și i-o tras la stână, că au auzit mișcare și o tras la stână. Ăsta e băiețaș și asta e cățelușe. Bă, cățelușa e mai mică, cățelașul e mare, ia, e frumos, când e frumos. Chiar frumos, o să crească mare și are piept mare. La cine trebuie, poate să vină la noi la stână, eu sunt aici până miercuri. În vârf la cărbunar? În vârf la cărbunar, între cărbunar și Berința, cum urci vârful la cărbunari, pe mâna dreaptă e stâna, nu faci 500 de metri și avem un drumucaș care vine la stână. Se vede comarnicul din drumul țării. Da. Asta e băiețașul, dar ăsta e fain, e frumușel. Asta, pestrițul ăsta, vârgatul, e bun? Asta e tigru. E tigru, uite de... Tigru se spune asta. Pare a fi un câine comunitar, nu-i... Bă, e bun. E simțitor. E foarte simțitor. Îi trezește pe ceilalți de cap. Mă simțitor și aspru. Mă trebuie ajutor și la el. Mușibu, ăsta e destul de bătrână, dar eu... Vă grijă de oi și în munte, a fost. Da. Bătrână și dacă bătrână, dai cuvinte. Minte, și stă bine și cu dinți. Da. Anul trecut am mai făcut niște puiți. Nu. Nu facem acum o tură de pui. O facem. E cu minte. Nu e agresiv la om. Poftim? Nu e agresiv la om. Nu. Nu. La seară se cheie. La seară e sigură. La seară se cheie agresivă. Nu trebuie la om să sară la om să-l muște. La seară trebuie să cheie. Du-te tu. E tare mădărită și prietenoasă. Da. Să plecare, ia! Să-ți mai dai o haină pe tine!